Bună dimineața! Ne puteți spune care este starea de sănătate a lui Traian Băsescu? Vă rugăm dacă se simte bine în acest moment. În acest moment e încă în spital. Este încă în spital în Bruxelles și se simte bine? Este în spital. Mulțumim frumos! Se simte bine tatăl dumneavoastră? Imagini și informații de breaking news, doamnelor și domnilor. Tocmai le-ați văzut în imagini pe fica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, Ioana, și pe soția fostului președinte Maria Băsescu, acasă la fostul șef de stat, vorbind despre starea sa de sănătate. Colega mea, Cristina Mihăilescu, este la vila familiei Băsescu, a stat de vorbă cu cele două, are mai multe informații. Cristina. Bună dimineața, Denisa, bun găsit tuturor. Da, am reușit în urmă cu puțin timp să vorbesc cu doamna Maria Băsescu. Am întrebat-o pe aceasta care este starea de sănătate a lui Traian Băsescu în acest moment și mi-a răspuns că se află încă în spital, fostul președinte, internat într-o clinică din Bruxelles. Mi-a spus că starea sa de sănătate este ca în spital. De aici putem înțelege faptul că Traian Băsescu încă mai are nevoie să rămână sub supraveghere medicală. Pe de altă parte, am văzut-o și pe Ioana Băsescu, a venit aceasta să își ia câteva haine de aici, de la reședința din protocol. Nu a stat foarte mult, însă la final și-a îmbrățișat mama încurajând-o pe aceasta. Mai mult decât atât, iată, pe de altă parte, RAPPS a decis că Traian Băsescu trebuie să elibereze această reședință de protocol în termen de 60 de zile de la decizia în alte curs de casație și justiție, adică de pe data de 23 martie. Mai mult decât atât, Traian Băsescu a fost lăsat și fără paza SPP, dar și fără autoturism primit din partea instituției, deși deține informații importante, pentru că, iată, este un foști șef de stat până la urmă. Vom vedea însă unde se va muta Traian Băsescu, pentru că, conform declarației sale de avere, deține în acest moment doar un apartament undeva în centrul capitalei de 250 de metri pătrați, care are și un garaj atașat, însă deține și două terenuri pe care ulterior ar putea construi o vilă ca și aceasta. Vila pe care trebuie, iată, să o elibereze soții Băsescu nu este una foarte mare, însă este o vilă în care, iată, au amintiri foarte frumoase. Aici nepoții soților Băsescu își petreceau de obicei weekendurile. De altfel, am văzut în curte și foarte multe jucării de copii. Este o vilă care are 5 camere și 2 spații de depozitare. Nu deține nici birou și nici garaj, însă Maria Băsescu în special, cea care stă de obicei acasă, a avut grijă să se preocupe de această locuință. Am văzut în curte un gazon foarte frumos, îngrijit, de asemenea și trandafiri, și are grijă Maria Băsescu și de foarte multe animale, pentru că știm că este o iubitoare de animale. Am văzut în curte mai mulți căței și de asemenea papagali, așadar au avut grijă soții Băsescu de această locuință care pare cumva blestemată, pentru că tot de aici, iată, au fost evacuați mai mulți șefi de stat. Așadar, 60 de zile au la dispoziție soții Băsescu să evacueze această locuință, însă dacă nu o vor evacua, se va apela la executare judecătorească. Dar spun apropiații fostului șef de stat că acesta, așa cum îl știe și opinia publică, este extrem de mândru și cu siguranță nu se va ajunge până acolo. Ieri a ajuns aici și un reprezentant de la RAPPS, care a încercat să lase această decizie prin care se cere evacuarea, însă nimeni nu a răspuns la interfon. La scurt timp după aceea a venit un angajat și a montat aici o cutie poștală. Așadar, soții Băsescu vor putea primi de acum înainte documente prin acest mijloc, prin cutia poștală. Noi rămânem în continuare aici, încercăm să vorbim cu Maria Băsescu, să aflăm care este starea de sănătate a lui Traian Băsescu în acest moment, dacă a suferit sau nu un AVC, dacă are probleme pulmonare și mai ales când va fi externat. Cert este că, iată, avem într-un final prima declarație oficială de la un membru al familiei, chiar de la soția lui Traian Băsescu, Maria, care a vorbit în exclusivitate în această dimineață pentru România TV. Bună
dimineața! Ne puteți spune care este starea de sănătate a lui Traian Băsescu? Vă rugăm dacă se simte bine în acest moment. În acest moment e încă în spital. Este încă în spital în Bruxelles și se simte bine? Este... în spital. Mulțumim frumos! Se simte bine tatăl dumneavoastră?